Vedem însă că, în ciuda acestor măsuri și în ciuda dorinței politicienilor de a ne liniști începutul lui 2024, an în care politicienii au nevoie de români să voteze, ne-a prins extrem de pesimiști. Asta arată aproape toate sondajele și nu e de mirare că și cel mai recent sondaj, cel realizat de INSCOP, arată că mai mult de 2/3 dintre români consideră că în țara noastră lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită. Peste jumătate cred că vor avea un nivel de trai mai prost decât în 2023. De asemenea, doar unul din cinci români consideră că economia țării va avea în următoarea perioadă o evoluție bună, în timp ce aproape jumătate dintre respondenții sunt de părere că economia țării noastre va avea în următoarea perioadă o evoluție negativă. Și revenim la discuția cu Ana Bula. Dumneavoastră aveți experiență în astfel de sondaje, în astfel de studii. Ce arată ele? Pentru că vedem că totuși populația de ceva vreme pare mai greu de păcălit. Este încă vizibil din timpul pandemiei acest lucru. Politicienii ne-au recomandat să facem anumite lucruri, după care s-a văzut că nici măcar ei nu le respectă. Așadar, populația a început să-și piardă încrederea în ei. De acolo ni se trage sau poate neîncrederea are o altă explicație? Aș putea spune că în România, după anii 90, care au fost mai entuziaști, a existat încredere neapărat în politicieni. Trendul acesta cu 40%, aproape jumătate din populație care crede că direcția este greșită, îl avem de ani buni, chiar de zeci de ani în România. Nu suntem o țară de optimiști, nu suntem o țară în care investiția în viitor să fie neapărat caracteristică pentru majoritate. De aceea ne și situăm pe locuri înalte în ceea ce privește fericirea, pentru că noi avem nevoie de foarte puțin pentru a fi fericiți, avem nevoie doar să nu fie atât de rău pe cât ne așteptăm, nu neapărat să fie bine. Ori despre asta este vorba. Sigur că în an electoral politicienii încearcă să-i păcălească sau să își arate fațeta pozitivă. De exemplu, premierul, deși vorbește de realizări, nu spune că am început anul cu un împrumut masiv de pe piețele financiare, noi ca țară, cu un nou împrumut de niște miliarde, nu vorbește despre rezultatele nu tocmai fericite pe care le avem în absorpția banilor din fonduri europene. Suntem deja într-un nou exercițiu financiar și am început greu și încet, ca să nu mai vorbim de ceea ce înseamnă PNRR-ul și nevoia de reformă. Dar sigur că, fiind un an electoral, spoim gardul, aranjăm frumos covoarele roșii, suntem mai puțin dispuși să vedem care sunt problemele. Fondul monetar și alte instituții financiare vin să facă evaluări și, sigur, au o ofertă, cum au o ofertă peste tot. Depinde de cât de grea va fi situația în România și dacă ne mai putem permite să ne împrumutăm din alte părți, așa cum am făcut în anii care au trecut, pentru că România nu este o floare, ca să spun așa, pe piețele financiare și nu este neapărat curtată pentru progresul ei economic. Dimpotrivă, avem niște dobânzi mult prea mari, din punctul meu de vedere, pentru un împrumut de țară. Dar vom vedea dacă ne ajunge cuțitul la os cât să cerem bani și de la Fondul Monetar Internațional în condițiile pe care acest finanțator le propune. România are nevoie ca de aer de niște reforme majore, este nevoie de o reformă administrativă. Gândiți-vă că avem o unitate teritorială administrativă, o primărie la 4500 de locuitori în medie, ceea ce este îngrozitor de împovărător. Ne-am mai propus noi reforma administrativă și nu s-a ales nimic din punctul acesta de vedere. Are nevoie de o flexibilizare a aparatului statului și are nevoie de o viziune pentru viitorul acestei țări și de o perspectivă pentru copii. Măcar aceste trei lucruri care sunt extrem de importante. Vedem că în Europa scepticismul față de viitorul european crește, ceea ce avem acum în Franța și inclusiv în România, din perspectiva fermierilor,
Este o presiune pentru mai puțină Europa, care pe noi nu ne avantajează ca țară sub nicio formă, pentru că noi, pentru a ne dezvolta, avem nevoie de mai multă Europa, de sprijin, de bani europeni, de progres în sensul reformelor. Dacă presiunile în Uniunea Europeană, și aici mă refer la țările puternice, sunt pentru a se reduce această formă de suport reprezentată de Uniunea Europeană la un prim nivel, un prim cerc al lor, al țărilor dezvoltate, și un al doilea cerc în care să intrăm și noi, lucrul acesta este devastator din punctul meu de vedere pentru România, și să sperăm că anul acesta politicienii vor înțelege că vechile mecanisme de care vorbeam, să spoim gardul, să înfrumusețăm leopardul, nu mai merg. La nivel european, oamenii vor o schimbare, vor un discurs mai aproape de cetățean și mai puțin fastuos, care să le dea seama de problemele lor reale, vor fețe noi, politicieni noi, și alegerile europarlamentare vor însemna o smetie peste ochii vechiului fel de a se face politică, nu doar în România, ci și la nivel european. Sunt două elemente care vor fi extrem de importante. Sinceritatea, măcar jucată, dacă nu reală, și noutatea, fețe care nu au mai fost până acum în politică și care nu ne-au dezamăgit pe noi ca cetățeni. Mulțumesc foarte mult pentru această analiză, doamnă.